Ziua armatei a fost marcată astăzi la Deva, la cimitirul eroilor, printr-o manifestare sobră, din care, din cauza condițiilor pandemice cu care ne confruntăm, a lipsit tradiționala paradă militară. Manifestările au început cu prezentarea onorului, moment urmat apoi de slujba de pomenire a eroilor neamului, după care oficialitățile prezente au rostit scurte alocuțiuni. Ziua armatei României, sărbătorită la 25 octombrie, reprezintă un simbol cu valoare de referință pentru conștiința poporului român. O zi care, dincolo de semnificația ei strict istorică, aceea eliberării în anul 1944 a ultimei brazde de pământ românesc, glorifică faptele de vitejie ale eroilor neamului românesc, de la cei care au contribuit la formarea națiunii și a statului român, ori de la eroii știuți și neștiuți, care au luptat în cele două războaie mondiale, până la camarazii noștri căzuți la datorie în teatrele de operații de după anul 1990. Astfel, instituția militară a constituit fundamentul pe care s-a întemeiat realizarea marilor idealuri ale națiunii, fie că ele s-au numit cucerirea independenței de stat, reîntregirea națională sau eliberarea de sub regimul autocrat comunist și instaurarea democrației. Să fii soldat nu este ușor. Este un legământ al dragostei de țară pe care nu doar militarii noștri, ci și noi, toți românii, ar trebui să-l facem. Astăzi cinstim faptele de arme ale celor care prin jertfa lor au dat un sens nobil cuvintelor patrie și onoare. Vitej ce a scăzut pentru țară, ostași ai credinței, soldați, vă fie țărână ușoară. Îmi plec capul cu respect în memoria ostașilor căzuți în luptă pentru a apăra România și în fața militarilor români care dau dovadă în fiecare zi de curaj și profesionalism în activitatea lor. La mulți ani, armate române, la mulți ani, dragi soldați, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă aibă grijă Lui oriunde v-ați afla. Avem datoria morală de a rememora faptele lor de vitejie și de a aduce un pios omagiu celor care s-au jertfit pentru patrie și credință. Dovada fie a acelor vremuri sunt veteranii de război, cei care au participat la cele mai importante bătălii ale armatei României în timpul celui de-al doilea război mondial. Ei au luptat și au sacrificat tinereța pentru ca noi să trăim astăzi într-o țară liberă și independentă. În cinstea celor care și-au dat viața pentru apărarea națională și integritatea teritorială a statului român, 25 octombrie este la data la care onorăm Armata Română, una dintre cele mai importante instituții ale statului. Armata este o instituție fundamentală a statului, care contribuie în mod decisiv la credibilitatea României în lume și se bucură de o mare încredere și de mult respect din partea românilor. Cu recunoștință mă înclin astăzi în fața memoriei celor care și-au dat viața pentru țară pe câmpurile de luptă. Tuturor veteranilor de război le transmit respectul și recunoștința pentru dăruirea dovedită în luptele grele pentru ca noi, acum, să fim liberi, iar România să fie o țară independentă. Doresc să mulțumesc celor care constituie armata de azi a României pentru profesionalismul dovedit în diferite misiuni în țară și în străinătate, dar și pentru dificila luptă pentru combaterea efectelor pandemiei prin care trecem. Transmit tuturor cadrelor militare și specialiștilor civili aflați sub drapelul tricolor aprecierea deosebită față de profesionalismul și dăruirea cu care își îndeplinesc zi de zi nobila misiune pusă în slujba tuturor românilor. Manifestările de la Deva dedicate zilei armatei s-au încheiat cu depuneri de coroane de flori din partea militarilor activi, în retragere și a veteranilor de război, ale administrației publice locale și județene și ale partidelor politice. Au fost aduse doar 3 coroane de flori din partea partidelor, respectiv de la PNL, PSD și UDMR. Celelalte 2 formațiuni reprezentate în Parlament, respectiv AUR și USR, lipsind de la ceremonie.